Edward Snowden, cel mai căutat om din lume, cel care a dezvăluit implicarea agenției americane NSA în ascultarea telefoanelor și citirea e-mail-urilor cetățenilor simpli de pe această planetă, a făcut câteva dezvăluiri și mai bombă de data aceasta despre OZN-uri. Iată ce spune Snowden despre aceste obiecte zburătoare neidentificate. Cele mai înalte oficialități ale guvernului nu știu ce să facă cu aceste OZN-uri, iar povestea oficială ar fi aceea că ele reprezintă baloane meteorologice sau fenomene naturale. Dar documentele oficiale ținute la secret de ochii publicului vorbesc despre prezența unei inteligențe artificiale mai mare decât a noastră. Ca urmare a faptului că sistemul balistic de urmărire a rachetelor și sonarele submarine sunt ținute ca secrete de stat, oamenii de știință nu au acces la aceste obiecte. Totuși, mulți din interiorul serviciilor secrete sunt absolut siguri că e vorba de o specie mult mai inteligentă decât noi, Homo sapiens, care trăiește în mantaua Pământului. Totul are sens dacă luați în considerare acest lucru, întrucât acolo e singurul loc de pe Pământ unde condițiile au fost mai mult sau mai puțin stabile timp de miliarde de ani. Extremofilele, creaturi adaptate unor condiții aflate la marginea spectrului condițiilor de viață întâlnite în lumea vie, pot trăi la temperaturi diferite față de noi, dar au fost capabile să și prospere și să dezvolte o inteligență incredibilă la o rată accelerată de evoluție față de noi, întrucât n-au fost supuse vicisitudinilor de la suprafața Pământului. Președintele primește zilnic rapoarte privind activitățile lor, iar analiștii cred că tehnologia lor este atât de avansată încât nu avem nicio șansă dacă am declanșa un război cu ei. Pentru ei, noi nu suntem decât niște simple furnici, așa că există puține șanse ca ei să încerce să empatizeze sau să comunice cu noi. Așadar, acesta ar fi misterul extratereștilor în viziunea lui Snowden. Ei, de fapt, sunt intratereștri, fiind mult mai evoluați tehnologic decât noi. Oare o fi adevărată informația? Oare toate informațiile scurse de-a lungul timpului, cum că Pământul ar fi locuibil în interior, sunt adevărate? Vă aduceți aminte de cartea Pământul interior al doctorului Raymond Bernard? În acea carte se spunea că interiorul Pământului este adevărata casa omului și că acolo ar trăi oameni gigantici de 4 metri care pot supraviețui până la vârsta de 900 de ani. Oricum, prea multe informații sunt ca să nu încercăm să ne punem unele întrebări. Există o civilizație subpământeană avansată? Prin anii 1950 a apărut o carte interesantă intitulată De la lumea subterană la cer, scrisă de un anume domn Huguenin. Cartea era concentrată pe teza că farfuriile zburătoare nu sunt nave spațiale de pe alte planete, ci au o origine terestră, provenind de la o rasă subterană care se află în interiorul Pământului. Totuși, teoria domnului Huguenin despre originea subterestră a farfuriilor zburătoare nu era chiar una originală. Aceasta a fost pentru prima dată pusă în discuție de profesorul Henrique José de Souza, președintele Societății Braziliene de Teozofie, ce și-avea sediul în São Lourenço, unde se află un templu în stil grecesc dedicat lui Agartha, numele budist pentru lumea subterană. Printre studenții profesorului de Souza s-au numărat domnul Huguenin și comandantul Paulo Justino Strauss, ofițer al marinei braziliene.
Cei doi au învățat de la profesorul de Suza despre lumea subterană și ideea că farfuriile zburătoare provin din interiorul pământului. Din acest motiv, domnul Huguenin și-a dedicat cartea profesorului de Suza și soției sale, Elena Jefferson de Suza. Trebuie să recunoaștem că această idee neobișnuită și ciudată privitoare la originea OZN-urilor pare a fi improbabilă și imposibilă, din moment ce necesită existența unei cavități imense în interiorul Pământului, în care aparatele ar putea să zboare la viteze imense. Dar la începutul secolului 20, doi americani, William Reed și Marshall Gardner, au scris separat două cărți prin care ar demonstra faptul că pământul este gol în interior. Reed consideră că grosimea scoarței terestre este de doar 88 de mile, în timp ce interiorul gol al planetei are diametrul de 6400 de mile. Iată pe scurt principalele teze ale teoriei sale revoluționare. Pământul este gol. Polii căutați de atâta vreme sunt fantome. Există deschideri la extremitățile nordică și sudică. În interior există mari continente, oceane, munți și râuri. Există, evident, vegetație și viața animală, precum și noi rase de oameni. Conform teoriei pământului gol, atracția gravitațională este maximă de-a lungul curbei care duce din exteriorul în interiorul Terei. Acolo, un om cu greutatea de 68 de kilograme cântărește 136 de kilograme când navighează prin deschiderea polară și de-a lungul curbei de la exteriorul spre interiorul Pământului, iar când ajunge în interior, cântărește doar 34 de kilograme datorită acțiunii forței centrifuge. William Reed afirmă că atracția gravitațională are valoarea cea mai mare la jumătatea curbei ce duce din exteriorul spre interiorul Pământului, acolo unde se află centrul de gravitație și este atât de puternică încât acolo apa sărată și apa dulce a icebergurilor nu se amestecă. Apa sărată rămâne la câțiva metri sub nivelul apei dulci. Astfel se poate bea apa dulce din Oceanul Arctic, ce provine din râurile care izvorăsc din interiorul mai cald al Pământului și care, după ce ajung în zona rece de la suprafață, îngheață brusc și se transformă în iceberguri care se sparg apoi și cad în mare, producând straniile maree observate de către exploratorii arctici în nordul îndepărtat și cărora aceștia n-au putut să le dea o explicație rezonabilă. De ce Rusia și Statele Unite n-au putut construi până în prezent OZN-uri? Revenind la Huguenin și cartea sa, iată o mică sinteză a acesteia. Autorul era împotriva ideii că OZN-urile ar proveni de pe alte planete, ci că ar avea o origine subterestră. Ipoteza originii extraterestre a farfuriilor zburătoare pare a fi inacceptabilă. O altă posibilitate ar fi aceea că OZN-urile ar fi creația unei națiuni existente pe Pământ. Totuși, și această ipoteză cade din următoarele motive. 1. Dacă Statele Unite și Rusia ar poseda farfurii zburătoare, atunci fiecare națiune s-ar lăuda cu acest fapt, pentru că valoarea sa ca armă psihologică ar crea avantaje pe tărâmul diplomatic. De asemenea, ele ar trebui să fie fabricate și folosite pe scară largă în scopuri militare, din moment ce sunt atât de rapide și puternice, lăsându-l pe inamic fără posibilitate de apărare. 2. Statele Unite și Rusia nu ar continua să aloce mari sume de bani pentru fabricarea avioanelor obișnuite dacă ar poseda tehnologia de producere a farfuriilor zburătoare.
Există o civilizație subpământeană avansată? După ce a prezentat argumentele că OZN-urile nu au o origine terestră și nici extraterestră, Huguenin scrie despre originea subterestră a OZN-urilor. În final, trebuie să luăm în considerare teoria cea mai recentă și cea mai interesantă privitoare la originea farfuriilor zburătoare. Existența unei mari lumi subterane cu nenumărate orașe în care trăiesc milioane de locuitori. Această umanitate trebuie să fie ajuns la un grad foarte ridicat de civilizație, organizare economică și dezvoltare socială, culturală și spirituală, având și un progres științific extraordinar în comparație cu umanitatea care trăiește pe suprafața Pământului și care poate fi considerată ca o rasă de barbari. Ideea existenței unei lumi subterane va șoca multe persoane. Pentru alții, va suna absurd și imposibil conform principiului dacă ar exista așa ceva, ar fi fost descoperit cu mult timp în urmă. Există și alți critici care spun că ar fi imposibil pentru ca o astfel de lume să fie locuită în interiorul Pământului, întrucât există convingerea că temperatura crește odată ce se coboară în interiorul Pământului. Astfel, se presupune că în centrul Pământului ar exista o masă de foc. Totuși, această creștere a temperaturii nu înseamnă că centrul Pământului arde, acest fenomen putând exista doar pentru o distanță limitată, ca în cazul vulcanilor și izvoarelor termale care provin din anumite cavități subterane sub care temperatura scade din nou. Potrivit informațiilor furnizate de către comandantul Paulo Justin Strauss, lumea subterană nu se limitează la caverne, ci prezintă în interior un gol suficient de mare pentru a cuprinde orașe și teritorii în care trăiesc ființe umane și animale care se aseamănă cu cele de pe suprafața Pământului. OZN-urile sunt farfuriile zburătoare ale atlanților? Cu privire la originea acestor orașe subterane minunate și acestei civilizații avansate din interiorul Pământului, Huguenin crede că această rasă s-a stabilit aici înainte de potopul lui Noe, provenind din vechii locuitori ai Atlantidei și Lemuriei, care s-au refugiat înainte ca Marele Potop să le distrugă patriile cu circa 11.500 de ani în urmă. Huguenin susține că atlanții care erau foarte avansați în dezvoltarea științifică zburau cu aeronave prin folosirea unei forme de energie obținută direct din atmosferă. Navele lor se numeau vimanas, fiind identice cu farfuriile zburătoare de azi. Înainte de catastrofa care a distrus Atlantida, atlanții au găsit refugiul în lumea subterană, în interiorul gol al Pământului, spre care au călătorit cu aceste vimanas, ajungând în interiorul Pământului prin deschiderile polare. Încă de atunci farfuriile lor zburătoare ar fi rămas în atmosfera interioară a Pământului și au fost folosite pentru transportul în interiorul scoarței Pământului. Vimanas, aparat de zbor cu o vechime de mii de ani. Așadar, Huguenin este convins că farfuriile zburătoare nu sunt nave spațiale de pe alte planete, ci dirijabile atlante. De-a lungul istoriei omenirii, aceste OZN-uri au apărut ocazional la suprafața Pământului, fiind conduse de unele personaje cunoscute în istorie. Astfel, în poemul indian Ramayana este descris carul celestial al lui Rama, cunoscut sub numele de Vimana, un vehicul aerian controlat. Acesta era capabil de zboruri la distanțe mari. În Mahabharata citim cum dușmanii lui Krishna au construit un car aerian cu aripi de fier.
În Smranagana Sutrahara se spune că prin intermediul navelor aeriene ființele umane pot zbura în aer. Acum 3000 de ani, indienii descriau aparate de zbor sofisticate. Navigația aeriană a existat cu mult înainte de realizarea primului avion modern de către frații Wright. Astfel, în India a fost descoperit un tratat vechi în domeniul aeronautic, scris în urmă cu 3000 de ani și intitulat Vimakrika Sastra, care se traduce prin știința aeronautică. Acesta are 8 capitole cu diagrame descriind 3 tipuri de aeronave, inclusiv aparate care absorb lumina și căldura. Este interesant de remarcat similitudinea cuvântului Vimakrika și Vimanas, indicând faptul că hindușii au putut obține cunoștințele lor de navigație aeriană de la atlanții aflați în subteran, care i-ar fi putut vizita în timpuri străvechi. Oare OZN-urile care le vedem astăzi și au fost văzute din cele mai vechi timpuri au origini subpământene? Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să lăsați un comentariu, să dați like și să vă abonați pentru a fi la curent cu cele mai noi documentare prezentate pe canalul nostru. Descoperă Lumea TV este destinația premium pentru science fiction, mister și aventură. Sunt Elena Oprică și până la o nouă întâlnire, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Pe curând!